noapte cu ghinion pentru un bărbat de 35 de ani din județul Bistrița-Năsăud. Acesta a murit strivit de cabina camionului pe care îl conducea după ce s-a răsturnat într-o râpă adâncă de 6 metri. Un alt pasager aflat și el în camion a scăpat cu viață. Mai bine de 3 ore s-au chinuit pompierii de la descarcerare să-i scoată pe cei doi din cabină. Accidentul a avut loc sâmbătă noaptea pe un drum județean în localitatea Colibița din județul Bistrița-Năsăud. Un bărbat de 35 de ani se întorcea din pădure împreună cu un consătean. Acesta transporta bușteni cu care urma să construiască o casă. În timp ce se deplasa spre casă, din cauze deocamdată neelucidate, a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat într-o râpă adâncă de 6 metri. Cei doi bărbați au rămas încarcerați între fiarele contorsionate ale cabinei. Primul care a ajuns la fața accidentului a fost un localnic care l-a găsit pe șofer mort, iar pe celălalt strigând după ajutor. Ce să zic, eu nu știu, nici nu știu ce s-a putut întâmpla. Nu mă taie cap ce s-a putut întâmpla. Da, nu mă taie cap. Vineau de jos, vineau de sus, ce știi? De jos au venit, da, să mă durmele, de jos au venit. Odată ajuns la locul accidentului, echipajele de intervenție au dus o luptă contra cronometru pentru a-l scoate din cabina distrusă pe bărbatul care încă se afla în viață. Bine. Hai, încet acolo. La 6 metri pompieri, lița, am intervenit cu două speciale de descarcerare și două ambulanțe scurte pentru scoaterea a două victime încarcerate. Victimele erau prinse într-un autocamion răsturnat pe plafon. Intervenția a durat circa 2 ore jumate. Abia după 3 ore, pompierii au putut preda rănitul medicilor. Prima victimă a decedat la locul accidentului. Noi am găsit-o deja, era decedată. Iar cea de-a doua este stabilă momentan, atât hemodinamic cât și respirator, posibil fractură gleznă stângă. Momentan nu pot să zic mai multe despre ea până n-ar la spital cu ea. Polițiștii au început cercetările, dar încă nu se pot pronunța asupra cauzelor care au dus la această tragedie. Conducătorul autocamionului încărcat cu material lemnos, din cauze încă neelucidate până această dată. În acest moment, probabil datorită oboselii și unor defecțiuni tehnice, a pierdut controlul autovehiculului și s-a răsturnat în prăpastie la o diferență de nivel de circa 5-6 metri. Din eveniment a rezultat decesul conducătorului auto și rănirea unui pasager aflat în partea dreaptă. Soția șoferului mort, fiind cardiacă, a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a aflat vestea că va trebui să-și crească singură cei 3 copii.